după care o să avem sesiunea 8. Și pentru prima parte trebuie ne orientăm mai mult pe subiectul anunțat ca și temă de progres. Restul lăsăm pentru cealaltă. Eu vă invit să trebuie. Deci, bună ziua și mă bucur să văd așa de mulți jurnaliști și membri a presiei aici în sală. Noi, deci în ultimul timp, după cum cred că ați observat, încercăm să fim cât de transparenți posibil și activ în comunicarea cu publicul, cu presa. Și deci acesta e unul dintre cluburile de presă pe unele teme, care deci am văzut la conferința din 1 august, când am făcut o conferință de presă despre activitatea în ultimul an. Am primit foarte multe întrebări despre frauda bancară, dar lucrul e un caz foarte important pentru țara noastră, care e în exercitare la Procuratura Anticorupție. Și am decis să organizăm un club de presă unde să primim întrebări pe care vă interesează din partea presei, să răspundem la cele la care le putem răspunde, pentru că nu întotdeauna e posibil, dar o să încercăm cât posibil să răspundem. Deci, eu aș propune să începem deodată cu careva întrebări, dar dacă, deci, nu știu, poate înainte de a începe cu întrebări, eu cred că ce suntem noi gata să vă povestim astăzi. În ultimele luni am avansat pe mai multe aspecte din punct de vedere de cooperare internațională. Am participat prin conferințe internaționale și unele deplasări. Am avut oportunitatea să vorbim, deci să avem ședințe bilaterale cu mai multe țări, inclusiv cu careva țări care până acum n-am avut succes să vorbim cu ei direct. Chiar astăzi am participat la două ședințe prin Zoom, deci și prin telefon, cu țările, deci cu Singapore și cu Emiratele, deci țări cu care, unde noi avem comisii rogatorii trimise de mai mult timp, așteptăm răspunsuri. Și în ultimele săptămâni am avut succes, am avansat pe cazul frauda bancară, pentru că am primit deci un răspuns, o confirmare în sfârșit, pe care o așteptam de foarte mult timp din Elveția, o confirmare că vila din Elveția care se află, care îi aparține, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, a fost înghețat în registrul de proprietate în Elveția. Acest bun a fost cumpărat din banii lui Vladimir Plahotniuc în 2012 pentru o sumă de aproximativ 26 de milioane de dolari. Ca să punem această cifră în perspectivă, astăzi s-ar primi că ar fi bugetul Procuraturii Anticorupției pentru aproximativ 13 ani. Deci o sumă foarte, foarte mare, care la moment este indisponibilă, deci înghețată, deci proprietarii nu pot vinde acest bun, o să rămână înghețat și noi sperăm deci, să avansăm cât mai repede pe dosarul penal care este deja în judecată, unde, dacă va fi condamnat Vladimir Plahotniuc, ar fi posibil deci să recuperăm prejudiciul cauzat în acest caz, inclusiv cu banii din vila care este sechestrată în Elveția. După cum am, deci nu o să repet aici încă o dată alte progrese care le-am avut în ultimele luni, dar suntem gata deci să răspundem. Înțeleg că deci frauda bancară nu e o schemă simplă deloc, sunt foarte mulți implicați în această schemă. Sunt tranzacții destul de complicate. Avem investigații care se află la diferite etape, inclusiv persoane condamnate definitiv, cum este Ilan Șor. Avem alte aspecte care sunt la faza de urmărire penală, altele care sunt deja înjudicate și merg prin procedura de a ajunge la careva finalitate. Așa că deci suntem gata să răspundem dacă e posibil să clarificăm unele lucruri sau să răspundem la întrebări specifice pe această temă. Da, aici o să precizez un lucru despre faptul că deci, procedura de extradare după ce cineva este condamnat este o procedură care, conform legii din Moldova, e în competența Ministerului de Justiție. Deci aceasta este instituția principală, deci responsabilă de a trimite așa o cerere de extradare către altă țară.
Noi, clar lucru, cooperăm cu Ministerul de Justiție, pentru că deseori în cerere de extradare trebuie să incluzi informație direct din dosar, cum ar fi pentru ce a fost condamnat, care sunt probele, care fabula cauzei. Noi asta am făcut pe acest dosar, deci am asistat Ministerul de Justiție să formuleze cererea de extradare. Avem confirmare că cererea de extradare suplimentară, pentru că exista o cerere de extradare care a fost trimisă în, anterior, în 2020, și deci una a fost trimisă suplimentar după ce a devenit definitivă condamnarea. Acum, ce urmea, am avut multe, noi ca țară, când spun am avut mai multe comunicări cu autoritățile din Israel, unde au solicitat careva clarificări, inclusiv din partea noastră, Procuratura Anticorupție, și noi am răspuns la careva întrebări. De exemplu, autoritățile din Israel se interesau care totuși relația între episodul pentru care a fost condamnat Ilan Șor și alte aspecte a investigației care tot vizează pe Ilan Șor. Și noi am explicat că deci el a fost condamnat pentru un episod care a fost în perioada de noiembrie 2014, dar este vizat ca persoană deci cu statut de învinuit și în alte episoade. Noi trebuie să clarificăm aceste lucruri. Deci am avut comunicare destul de constantă din aprilie până acum, dar cererea se află în gestiunea autorităților din Israel. Periodic, când au careva întrebare, noi mai răspundem, dar până la urmă așteptăm din partea autorităților Israel un răspuns care încă nu am primit. Spune valoarea bunurilor pe care au fost puse chestia în dosarul frauda bancară, unde se află acestea și cu ea. În general s-a vorbit despre Ilan Șor. În general, da? În general, dacă nu greșesc, aproximativ 7,5 miliarde de lei. Proporția exactă a bunurilor pe care au fost aplicat sechestrul raportat la Sunea Strasă este 59,11%. Cui aparțin aceste bunuri și unde se află? Se află pe ponderent aici în Republica Moldova sau sunt peste hotare? Nu, se află, nu pot să vă dau acum o statistică câte bunuri se află peste hotare. Bun, probabil că ar fi peste 20-30% care se află peste hotare, pe care s-a aplicat sechestru. O parte din bunuri se află pe teritoriul Republicii Moldova și în cea mai mare parte acestea sunt bunuri care, a căror beneficiar efectiv este domnul Plahotniuc și domnul Ilan Șor. Nu avem altă informație suplimentară pe această temă, deci noi am solicitat să fie anunțat în căutare la Interpol. Am primit răspuns de la Interpol că această cerere din partea Moldovei nu va fi executată și la moment nu cunoaștem, deci din punct de vedere de confirmare oficială de la Interpol sau de la altă țară, unde se află Vladimir Plahotniuc. Da. Poftim? De la ce portal? Avocatul Ion Crețu. De la ce presă? Nu, de la presă. Sunt avocat. Eu, pur și simplu, la dumneavoastră am depus o cerere la audiență și trebuie să-i refuzat. Deci și am profitat de avocatul. Domnul Platon. Nu cred că acesta e formatul potrivit pentru așa o ocazie. Deja este un club de presă pentru membrii a presii. Deci dacă aveți careva cerere de audiență, știți foarte bine procedura. Nu cred că aici e cazul. Deci acesta nu e un platformă pentru avocați să vină să-și expună careva cereri. Îmi cer scuze? Nu. Deci o să mergem la următoarea întrebare. Domnul din față. Da, vă ascult. Da, mulțumesc, domnul Radu Lugovici, sunt activist civic. Cunoaștem cu toții că frauda bancară s-a început de la rulajele de 46 de miliarde de dolari prin Banca lui Veceslav Cracov. Am studiat, am analizat cu toții, urmărim ce se întâmplă în continuare, vedem că mulți din ei se află peste hotare de țări, dar pe majoritatea cetățenilor noștri totuși este interesează. Cine
cine au primit acele onorarii, pentru că dacă facem un simplu calcul, da? Dacă facem un simplu calcul, 46 de miliarde de dolari, dacă înmulțăm la coeficientul 1,15, se primește 40 de miliarde de dolari și dacă le înmulțim la 2,5%, se primește exact 1 miliard de dolari. Asta este onorariul care le-a primit fiecare persoană care a fost implicată nemijlocit în acest proces de jurul 1 miliard. Dar puteți să ne spuneți cine sunt beneficiarii ai acestei sume? Eu dacă îmi permis o concretizare, dar de unde cunoaște toată lumea că frauda bancară a pornit de la 46 de miliarde din Banca lui Vyacheslav Platon, pentru că eu prima dată aud. Eu nu știu dacă cei din sală au auzit vreodată de o astfel de versiune, până și domnii din spatele noastre, dacă mă greșesc, sunt avocații domnului Platon. S-a dat și impresia că Vyacheslav Platon este nemijlocit implicat și s-a început totul la aceasta, că prin banca dumnealui, da? A fost spălat un rulaj de 46 miliarde de dolari. Probabil confundați frauda bancară cu laundromatul. Deci nu este obiectul conferinței noastre, deci vorbiți despre cazuri diferite. Dar dacă ați găsit undeva în presă, ați putea să expediați în legea Procuraturii Anticorupție link-ul sau ceva pentru a vedea, da, poate am scăpat ceva. Este chiar și ziarul de gardă, a făcut publicația și publica, a făcut în acest sens. Dacă cunoașteți mai multe detalii? Nu cunoaștem detalii pentru că nu am urmărit informația care vă spuneți dumneavoastră. Pentru mine personal este o noutate astfel de informație. Am înțeles. Deci dumneavoastră nu cunoașteți cine sunt beneficiarii de acest onorariu. Deci însă și speța pe care dumneavoastră o povestiți, eu o aud pentru prima dată. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Ați vorbit despre banii depuși sub sechestru. Cât ați spus, 7,5, domnul Rusu vorbea săptămâna aceasta despre o cifră de 8 miliarde, dintre care 5 miliarde din frauda bancară, bani puși sub sechestru. Vreau să vă întreb dacă acești bani îi putem recupera realmente din frauda bancară, câți bani am putea mai recupera la ora actuală? Deci, procesul de recuperare ține, de fapt, nu ține doar de Procuratura Anticorupție. Deci, lumea îl percepe procesul de recuperare ca fiind aplicarea sechestrului, dar recuperarea ține, reprezintă o confiscare a acestor bunuri sau trecerea lor în contul statului pentru recuperarea unui prejudiciu. Deci, Procuratura Anticorupție, la această etapă, urmărește procesul de investigare la faza de urmărire penală, deci noi avem grijă ca să găsim cât mai multe bunuri, să aplicăm sechestru, iar recuperarea reală a lor va fi după pronunțarea sentințelor de condamnare, deci într-un proces judiciar, unde nu chiar totul depinde de noi. Avem avocați, avem inculpații, avem niște proceduri, alocuri birocratice, iată de ce și durează în timp aceste procese. În plus, cum a spus și doamna Răgălin, schemele sau schema frauda bancară nu este chiar o schemă tipică, să spunem așa, că aș aduce o laudă oponenților noștri și partea cealaltă, învinuiților, au fost persoane destul de inteligente, specialiști în domeniile lor, care s-au gândit ca aceste scheme să fie cât mai complicate și cât mai greu de înțeles. Iar rolul nostru este ca în instanța de judecată să explicăm judecătorilor cum au avut loc aceste sustrageri, cum au fost spălați banii pentru a-i dovedi vinovăția. Noi sperăm că codul nostru de procedură penală va fi debirocratizat pentru faza judecării cauzei, pentru ca procesele judiciare să se desfășoare într-un timp cât mai eficient și într-un timp cât mai util, pentru că și acuzatorii de stat nu sunt cei mai fericiți atunci când un proces judiciar durează ani de zile, fiindcă simțim și noi presiunea societății asupra noastră când suntem întrebați de ce încă nu există o sentință într-un anumit caz. Și dacă pot deci adăuga aici, când vorbim despre, ca să vă dau deci, ca un exemplu concret, da? Deci despre sentința definitivă a lui Ilan Șor, care deci, e parte din frauda bancară. În aprilie am primit așa sentința definitivă și acolo deci, există și o sumă de peste 5 miliarde de lei care trebuie să fie achitată din conturile și proprietățile lui Ilan Șor. Mai departe, ca să înțeleagă deci, publicul cum lucrează această procedură, executorul judecătoresc deci, este o instituție separată care se ocupă cu punerea în executare a deciziilor judecătorilor. Aici, victima în acest episod a fraudei bancare este Banca de Economie.
Deci Banca de Economie, ca persoana care, a cui aparține această decizie și dreptul de a recupera așa o sumă de mare, deci își apără aceste interese și are dreptul să facă asta aici, pe teritoriul Republicii Moldova, atâta, deci și peste hotare, dacă sunt bunuri și peste hotare. Deci noi chiar astăzi am primit o confirmare de la executorii judecătorești care sunt responsabili pe acest caz, că a fost deja încasat o sumă, deci de, nu țin minte suma exactă, de deci bani din conturile bancare care se aflau aici pe teritoriul Republicii Moldova, care îi aparțin lui Ilan Șor, aceste sume de bani care anterior erau înghețate, deci sechestrate de procuratura anticorupție pe cauzurile noastre, acești bani au fost confiscați, deci luați înapoi în contul aici victimei, dar pentru că Banca de Economie în procedură, deci statul de fapt are, deci e principalul creditor, aceștia sunt bani care au fost încasați în bugetul statului în interesul cetățenilor noștri. Deci asta s-a întâmplat deja, deci în parcursul vreo câteva luni s-a întâmplat toate procedurile necesare ca acest lucru să aibă loc și această procedură e în derulare și pentru niște bunuri imobile al lui Ilan Șor, care se află aici, pe teritoriul Moldovei. Deci, procuratura aici deja nu are un rol. Deci, noi ne-am terminat rolul când am obținut sentința definitivă finală și sunt alte instituții a statului care au rolul lor, respectiv, în fiecare caz, inclusiv executorii judecătorești. Deci e o procedură destul de complexă, asta este și normal, există în toată lumea. Am putea, poate modifica, îmbunătăți întotdeauna codul executoresc, de exemplu, sau alte lucruri să avansăm, să avem proceduri mai simple și să meargă mai repede. Noi când participăm la conferințe internaționale, discutăm aceste lucruri cu alte țări, pentru că nu-i doar în Moldova o procedură care durează mult timp și cu toții am vrea să fie mai eficientă. Dar, deci, din punctul de vedere a procuraturii, noi asigurăm că bunurile sunt identificate și înghețate, dar mai departe procedura de a confisca aceste bunuri, de a executa decizia judecătorilor, nu este de competența procuraturii. E vorba despre conturi bancare aici, în Republica Moldova. Dar informația am primit-o, n-am reușit să o studiem, ci am primit o confirmare, era un tabel și, sincer, nu am reușit să arunc o privire, că veneam, chiar acum am primit-o când veneam spre, am deschis când veneam spre conferință. Spuneți-ne, sunt mai multe epizoade în frauda bancară, mai multe grupuri infracționale. M-am întrebat data trecută în legătură cu Victoria Bank, cu acele active care au fost pus sechestru de 1 miliard de lei. L-ați mai avansat în cazul acestei bănci sau nu, care a jucat un rol, să spunem, determinant în frauda bancară? Preferitor la proceduri, din păcate, încă nu m-am avansat. Ele sunt pendente la Curtea de Apel. Au loc des ședințe, însă magistrații de la Curtea de Apel încă nu au pronunțat o decizie dacă ne vor permite sau nu ne vor permite expedierea cazului în instanța de judecat. Deci, nu avem o soluție încă. Deci nu depinde de noi. Acuzatorii noștri se prezintă, procurorii noștri se prezintă la toate ședințele, prezintă toate informațiile necesare, dar din păcate încă nu avem o soluție. Da, deci au fost trimiși în judecată ex-guvernatorul Băncii Naționale și doi viceguvernatori. Doi dintre ei au fost trimiși în judecată în luna iulie 2022 și un caz mai recent în primăvara anul curent. Nu știu dacă domnul Iachimovski cunoaște detalii despre sechestre. Da, au fost aplicate sechestre pe bunurile acestor persoane. Mi se greu, sincer, și îmi pare rău că n-am anticipat această întrebare pentru a vă da o cifră exactă, dar mi se pare câteva milioane de lei, sau peste 10 milioane de lei, mi se pare că a fost aplicat sechestră pe bunurile acestea. Da, dosarul a fost comasat și cu poștii conductori de bănci,
Da, acest dosar a fost comasat cu un dosar transmis în instanță de judecată încă în anul 2021, dacă nu, da, în 2021, cu foștii încrâncători ai băncilor, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, el se află la etapa cercetării judecătorești. Acuzatorii noștri se prezintă în toate ședințele de judecată, deci nu avem niciun caz în care să fi fost amânată o ședință din cauza acuzatorilor de stat. Suntem activi și suntem disponibili de a da toate explicațiile pentru instanțe necesare pentru a ajunge la un final în acest caz. Codul de procedură penală ne spune că atunci când anumite cauze au elemente de conexitate, cum ar fi că mai multe persoane au comis aceeași faptă, atunci cauzele se conexează într-o singură procedură pentru a face mai, procedura mai rapidă. În cazul de față era justificată pentru că avem, practic, majoritatea martorilor sunt aceiași, majoritatea probilor sunt aceleași în privința dumnealor, deci chiar o astfel de procedură ar ajuta la, conexarea va ajuta la examinarea mai rapidă a cazului. Dar un lucru care cred că deci înțelegem cu toții, când avem o procedură care implică mulți inculpați și mulți avocați, asta câteodată și complică lucrurile, pentru că dacă, de exemplu, lipsește una din părți, se amâne ședința. Deci sunt costuri, beneficii la mai multe metode, dar, în general, noi optăm pentru conexarea când e vorba despre aceiași, cum a spus domnul Iacomioscu, aceiași martori, aceleași probe, ca să nu chemăm aceiași martori să dea declarații în mai multe dosare repetat. Deci, în acest caz, e un dosar destul de voluminos cu mai multe persoane. Și aici, ca să, deci, să precizăm, să amintim publicului, deci când vorbim despre frauda bancară, a fost finalizată urmărirea penală și trimise cazuri în judecată pe parcursul ultimor ani, deci în 2020 a fost trimis un episod în judecată, în 2021 au fost trimise 6 alte episoade, în 22 au fost încă 2 episoade și în anul curent am trimis încă 3 episoade, inclusiv cel în privința lui Vladimir Plahotniuc. Deci, în total, avem aproximativ 17, dacă nu greșesc, persoane inculpați la a căruia deci, se află cazul în judecată. Nu sunt toate 17 conexate în aceeași procedură, dar sunt pe rol, inclusiv cazul lui Vladimir Andronache, inclusiv trei alte persoane implicate în aceeași schemă și episod pentru care a fost trimisă judecată Vladimir Andronache. În acel caz, procuratura a solicitat mai recent să fie conexate aceste două cauze, dar asta a fost respins de judecător și deci în continuare aceste două cazuri o să meargă în paralel în proceduri separate. Da, deci asta, similar la întrebarea care am primit-o aici anterior, e vorba despre Victoria Bank și, deci, o să-l las pe domnul Iacomioscu să explice. Deci, cum colegul dumneavoastră, deci, probabil trebuie să dau niște explicații mai detaliate. Deci, acest episod din frauda bancară a fost terminat încă în vara anului 2020, însă, în procedura de prezentare a materialelor de urmărire penală, avocatul doamnei Natalia Politova a depus o cerere de plângere la judecătorul de instrucție, iar judecătorul de instrucție a anulat ordonanța de dejungere. Noi am contestat această ordonanță, ulterior am această încheiere a judecătorului de instrucție. Și aici, dacă pot interupe o secundă, pentru că eu cred că noi câteodată uităm că terminologia care o folosim noi nu e ceva care poate înțelege toată lumea. Deci, ca să precizez ce înseamnă dejungere, da? Deci, noi investigăm cauza pe investigație, deci o schemă foarte complicată, frauda bancară. Și când terminăm investigațiile pe unele episoade, deci în loc să așteptăm, nu știu, 20 de ani de zile să finisăm tot și trimitem un caz masiv în judecată, nu e asta strategia care am urmărit-o. Deci când terminăm un episod unde ne este clar aproximativ ce persoane au făcut, ce au făcut într-o perioadă de timp și câți bani au fost sustrași sau ce prejudice a fost cauzat, când terminăm așa un episod, noi așa-l numim un episod,
Din punct de vedere legal, deci se cheamă, deci noi dejungem această cauză, o scoatem din cazul principal și trimitem în judecată cum s-ar primi că este un caz separat în judecată. Deci procedura asta de dejungere am făcut-o de fiecare dată când deci trimitem așa episoade. Și anume pentru dosarul, deci pentru episodul cu Victoria Bank și fosta șefă, tot deci procuratura a procedat în același mod, să dejungă și să trimite în judecată. Doar că aici, deci judecătorul de instrucție, deci nu ne-a permis să facem această dejungere, să trimitem acest episod da, în asta, judecată. Da, a fost un caz, primul și unicul caz în istoria, în jurisprudența Republicii Moldova de la independență încoace, când s-a întâmplat așa ceva. Instanța a argumentat că ar fi fost corect în opinia instanței ca să terminăm investigațiile pe toată frauda bancară, deci, cum spunea doamna Răgând, 20 de ani și să expediem pe toți în judecată în același timp și prin aceleași acte de procedură. Și aceste proceduri, cum spuneam și colegul dumneavoastră, încă se află pe rolul Curții de Apel, deja în noiembrie vom avea 3 ani. Deci, judecătorul de instrucție a dispus să nu fie conexat, să nu fie dejuns da. Așa episod și noi, procuratura, am contestat această decizie, pentru că ne permite legea să contestăm decizia judecătorului de instrucție la Curtea de Apel. Și apoi, deci, Curtea de Apel urmează să se expună pe decizia dacă noi avem dreptul să dejungem acest episod, să fie trimis în judecată sau nu, dar, deci, durează foarte mult timp, sunt cereri repetate, avem ședințe pe acest caz, dau o decizie din partea Curții de Apel, încă nu avem pe anume această situație. Și în această situație, în această perioadă de 3 ani, câte ședințe de judecată au fost pe acest caz la Curtea de Apel? Pe cazul de judecată? Risc chiar să nu exagerez, decât peste 100 de ședințe. Motivul procedurii, dumneavoastră sunteți avocat de profesie, știți că din moment ce se depune cerere de recuzare, ședința nu are loc, iar majoritatea ședințelor au fost amânate anume pe motive de cerere de recuzare și cerere de strămutare a cauzei la Curtea Supremă. Această cauză a ajuns de mai multe ori la Curtea Supremă, au fost ridicate și mai multe excepții de neconstituționalitate, deci toate recuzările au fost, mi se pare doar o singură recuzare a fost admisă din 10 de recuzări. Toate strămutările au fost respinse, toate sesizările la Curtea Constituțională au fost respinse, însă acest procedeu este utilizat de partea apărării destul de frecvent și judecătorii, din păcate, până în august, acum când au fost făcute modificări, nu au avut niciun modalitate de a se opune. Deci noi sperăm foarte mult că modificările care au intrat în vigoare la codul de procedură penală o să ne ajute să nu mai avem așa de multe temei de a fi tergiversate ședințele de judecată. Totodată au intrat în vigoare deci o prevedere care spune că cazurile de corupție trebuie să fie examinate cu prioritate, la fel ca cazurile pentru minori sau persoane arestate. Noi, din partea Procuraturii, o să depunem tot efortul să atenționăm judecătorii să aibă ședințe cât mai des și cât mai multe ca să avansăm mai repede pe aceste cazuri. Văd că deja am depășit deci, aproximativ timpul care l-am dat, dar o să mai luăm ultima întrebare. Vreau să vă spun cum aceste sechestre acestea sunt valori mobiliare de stat, ele se înlocuiesc periodic, deoarece au un termen de scadență, ele sunt, deci, în suma de 1.850.000.000 de lei, ele sunt aplicate sechestru din august 2020 până acum, deci acestea sunt bani de care se folosește, să spunem așa, statul. Și ultima întrebare. Da, Corina, cum înțeleg, Procuratura, de ce s-a supravinovăție sau nevinovăție membrilor guvernului care au votat în 2014? Adică pentru alocarea banilor garanțiilor de stat. Și noi investigăm acest episod. La moment, un fost prim-ministru și un fost viceprim-ministru sunt puși sub acuzare pe acest episod și acumulăm probatură pentru a vedea sub ce soluție terminăm urmărirea penală. În cazul care guvernul este un organ colectiv, răspunderea va fi una colectivă sau individuală? Deci noi am analizat responsabilitatea tuturor membrilor guvernului care au participat, spunem, la acea ședință din 13, din toate a fost 7 noiembrie 2014 și am identificat că exista indici sau probe suficiente pentru a pune sub învinuire doi membri ai guvernului din
Inițial au fost recunoscuți în calitate de bănuiți 4 membri ai Guvernului, însă în privința a doi miniștri nu au fost, dumneavoastră au prezentat probe și nu au fost acumulate suficiente și concludente probe pentru a-i pune și pe sub acuzare. Puteți să precizați numele? Pui, domnul Leancă și domnul Cantă. Nu, care n-au fost. Domnul Rapă și domnul Efrim. Din banii ăștia din frauda bancară, din 5 miliarde, da, care ați spus, pot fi înghețați că se face din bani. Procedura de înghețare a banilor este una destul de nevoioasă. Dar nu există un termen de 30 de zile. Dacă nu te încadrezi, peste hotare, acest termen nu există. Iată, în acest sens, banii ăștia pot cumva înghețați, după care... În cadrul urmăririi penale noi nu înghețăm banii, aceasta este competența Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, precum și a Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. În cadrul urmăririi penale noi aplicăm sechestru. Și aici este viceversa de ceea ce este psihotare. În Republica Moldova aplicarea sechestru nu are niciun termen. În alte state, periodic, se pare că în România odată la 6 luni, procurorul trebuie să plece în instanță să reconfirme necesitatea păstrării sechestrului. Deci noi nu avem termen. Înghețările sunt niște proceduri preliminare utilizate de anumite instituții de investigații pentru a acumula probe să se vadă dacă este cazul sau nu este cazul să aplice sechestru pe aceste bunuri. Deci, o să continuăm discuția, dar aș propune deci, să ne mutăm la faza deci, care nu o să fie transmisă live, să luăm întrebări de la membrii de presă în continuare. Deci, vă mulțumesc! Și în partea a doua, off the record, cu incidența noastră în doarul acesta. Da,